v-am găsit! Emisia primului post nistrean de televiziune continuă. E zi de doliu în Republica Moldovenească Nistreană și împreună cu locuitorii Benderului, unde în tragicul 92 s-au desfășurat evenimentele sângeroase, este astăzi întreaga țară. Zi de doliu în Republica Moldovenească Nistreană. 21 de ani în urmă, în pofida acordurilor despre retragerea trupelor, la Bendera a început faza activă a războiului, care a adus lacrimi și suferințe. Aleea Gloriei de la cimitirul Borisov din Bender, aici își doarme somnul adânc cel mai mare număr de apărători ai orașului. Cei născuți în 92 sunt deja oameni maturi, iar cei mai mici locuitori ai Benderului, veniți recent pe lume, au primit astăzi cadouri. În această zi, ciclul de activități de doliu a început în capitală. Apărătorii Republicii, reprezentanții administrației de stat, ai guvernului țării și-au plecat fruntea în amintirea celor care au căzut apărând pământul nistrean. O coloană de tiraspoleni și fiecare cu flori în mâini. Astăzi aici au venit cei care știu că memoria e principala răsplată pentru pace. Persoanele care pe parcursul acestor ani suferă din cauza rănilor și traumelor primite la război, ne fac să ținem minte să fim fideli datoriei noastre. Trebuie să ne străduim să facem totul ca țara noastră să înflorească, pentru ca copiii, mamele și soțiile celor decedați să înțeleagă pentru ce și-au dat viața rudele și apropiații lor. Atunci, în 1992, nimeni nu putea să creadă că conducerea Chișinăului va merge la genocidul poporului nistrean, că atât de crâncen vor fi omorâți cetățenii pașnici. Această zi se deosebește de cea de 22 iunie 1941 doar prin diferența de 3 zile și atât. După cruzime, ele sunt la fel. Sergiu Palamarciuc a apărat Benderul de la începutul acțiunilor militare. În fiecare an, la 19 iunie, el vine la Memorialul Gloriei pentru a-și aminti de tovarășii de luptă. Atât timp cât le vom onora memoria, atât ei vor fi cu noi. Privesc copiii care merg la grădiniță, la școală și mă bucur. Înțeleg că n-am luptat în zadar. Minutul de reculegere și florile vii, toate în memoria celor 118 tiraspoleni, decedați în timpul apărării Republicii Moldovenești-Nistrene. Epicentrul evenimentelor a fost astăzi la Bender. 21 de ani în urmă, în pofida acordurilor despre retragerea trupelor, spre oraș din câteva direcții s-au apropiat forțele de poliție ale Republicii Moldova. A început faza activă a războiului, care a adus jertfe omenești, lacrimi și suferințe. Astăzi, încoace, într-o coloană a memoriei, s-au îndreptat delegații din întreaga Republică Moldovenească-Nistreană. Activitățile dedicate tragediei din Bender încep tradițional cu Marșul Memoriei. În fața Sovietului Rușinesc s-a adunat multă lume. Însoțite de sunetul tobelor, coloanele s-au îndreptat spre Memorialul Amintirii și a Tristeții. În fruntea procesiunii a mers șeful statului Eugeniu Șefciuc, președintele Sovietului Suprem, apărătorii Nistreniei, reprezentanții raioanelor, oaspeții Republicii. Calea Memoriei, anume așa se numește porțiunea de pe strada Suvorov și până la intersecția Lenin. Au trecut mai bine de 20 de ani de când aici, la Bender, a avut loc o adevărată tragedie. 21 de ani noi ne amintim de apropiații noștri, rude, cunoscuți, toți cei care cu arma în mâini s-au ridicat la apărarea meleagului său. Orașul Bender în timpul său a nimerit în încercuire și ne vine foarte greu să ne imaginăm bărbăția acelor oameni, dragostea mare față de patrie care i-a îndemnat să se ridice la apărarea casei părintești. Eu vă chem să-i pomenim cu un minut de reculegere pe cei care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă, apărându-și pământul drag. Veșnică pomenire celor căzuți! Вот уже год город Бендеры носит високое звание города воинской славы. Deja un an de zile, Benderul poartă numele de oraș al gloriei militare și acest fapt contribuie la o responsabilitate și mai mare pentru orașul nostru natal. Noi vă încredințăm că Benderul a fost, este și mereu va fi un oraș care intră în componența Nistreniei. Nu există ceva mai negativ decât războiul sângeros, care aduce suferințe, lacrimi și copii orfani. În acel strașnic masacru au fost rănite 1242 persoane, din care 700 oameni civili, 5 copii au decedat. În urma acțiunilor de luptă, 19 instituții de învățământ, 46 întreprinderi industriale au fost ruinate. Însă poporul nistrean a rezistat. Paguba adusă de agresori a constituit peste 10 milioane ruble. Noi astăzi ne-am organizat tot poporul din toate raioanele, acei care cu sufletul deschis
cu iubire de tradițiile popoarelor care locuiesc pe pământul nistrean, cu dragostea de patrie, cu eroismul care noi l-am arătat naționaliștilor, că cu arma în mână nu se poate de biruit poporul. Trebuie să trăim toți în pașe, sub un cer sănin, dar asta depinde de fiecare din noi. Eu doresc întregului popor nistrean pace, eu îi doresc sănătate, bucurie, prosperitate, tineretul să fie lipsit de nevoile războiului, să vadă numai știință, numai cultură, numai dragoste și toată vremea cer sănin. Eroismul și rezistența poporului sunt un exemplu demn de urmat. Cei veniți la memorialul amintirii și a tristeții au demonstrat că memoria este vie, iar tineretul va trăi sub un cer senin, devenind adevărați patrioți ai țării. După mitingul solemn și depunerea florilor, șeful statului a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Reprezentanții mass-media s-au interesat de starea în cauză a relațiilor moldonistrene, cât și de perspectivele operațiunii pacificatorilor, la schimbarea formatului căreia la Chișinău insistă nu primul an. În ultimul timp, între Tiraspol și Chișinău se simte o creștere a tensiunii. În serviciile de informare în masă moldovenești au apărut chiar publicații despre faptul că pe Moldova și Nistrenia le așteaptă o nouă opoziție în armată. Eugeniu Șefciuc iarăși a declarat că Nistrenia n-are de gând să lupte cu cineva. La Tiraspol sunt pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate. Trebuie să ne gândim la dezvoltarea economiei, la crearea locurilor de muncă. Probleme sunt multe și în Republica Moldova și în Republica Moldovenească-Nistreană. Și noi suntem gata să discutăm și să rezolvăm problemele social-economice. Sperăm că în cadrul negocierilor vom stabiliza situația și vreau să subliniez că Benderul fără îndoială este orașul Nistreniei și tendința de a revizui totalurile războiului și acordurile din 92 este periculoasă. La Tiraspol se îngrijorează de inițiativele conducerii Moldovei despre introducerea posibilă a amendelor pentru cetățenii străini care n-au viză de reședință în Moldova. În categoria dată vor fi incluse sute de mii de cetățeni ai Rusiei și Ucrainei, care locuiesc în Nistrenia. În afară de aceasta, cauzează îngrijorare și situația în zona de securitate, unde în ultimul an au avut loc circa 60 de incidente. A ține situația sub control ajută forțele pacificatoare. Cred că e necesar în primul rând să studiem întrebările ce țin de stabilizarea social-economică, apoi în perspectivă să le discutăm pe cele politice, de soluționarea interacțiunii dintre Republica Moldovenească-Nistreană și Moldova. Și după aceasta, paralel, să vorbim la tema schimbărilor în cadrul operațiunii pacificatoare. Actualmente noi vedem că retorica autorităților moldovenești devine tot mai agresivă, de aceea consider că circumstanțe obiective pentru schimbarea formatului existent nu sunt. După părerea prezidentului, principalele argumente în folosul operațiunii pacificatoare sunt pacea și stabilitatea păstrate în regiune. După memorialul amintirii și a tristeții, prezidentul Republicii a depus flori la monumentul apărătorilor Republicii Moldovenești-Nistrenia, al populației pașnice și celor pierduți fără de veste, situat la complexul militar-istoric. Eugeniu Șefciuc a vizitat și Biserica Alexandru Nevski din cetatea Benderului. Șeful statului a luat cunoștință de desfășurarea lucrărilor de restaurare din interiorul lăcașului. Cea mai mare în Republică alee a gloriei militare se află la cimitirul Borisov din Bender. Aici își doarme somnul adânc cel mai mare număr de apărători ai orașului. Prezidentul țării Eugeniu Șefciuc și delegația reprezentativă s-au oprit lângă mormintele apărătorilor pentru a le cinsti memoria. Ceremonia de comemorare la cimitirul de la Borisovka a început cu o liturgie de pomenire la mormintele apărătorilor căzuți în vara anului 1992. Ea a fost oficiată de preasfinția sa, arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari, Sava, preoțimea bisericească. A urmat un miting de comemorare. Aici, pe Aleea Gloriei, în mormintele apărăturilor orașului, zac 120 de oameni. Aceștia au fost tineri care, cu prețul vieții, au apărat orașul nostru și Republica Moldovenească-Nistreană. Mamelor, văduvelor, apropiaților le promitem că nu-i vom uita și le vom transmite generațiilor ce vor veni acea biruință pe care i-au cucerit-o cu prețul vieții. Zborul adăugă
Cu durere trăim fiecare zi. Rana pe care o purtăm în inimă nu poate fi tămăduită, căci nu mai sunt alături de noi cei dragi. Suntem siguri că moartea lor n-a fost zădarnică. Trăim în pace deja al 21-lea an. Pacea o păzesc pacificatorii din Federația Rusă. Dorim ca Republica noastră să fie recunoscută, să fim siguri de soarta copiilor, a nepoților noștri. 40 de zile și nopți locuitorii Benderului s-au aflat între viață și moarte, însă n-au predat orașul agresorilor. În acele zile grele, 489 de cetățeni au căzut, 1242 au fost răniți, 87 s-au pierdut fără veste, 100 de mici orășeni au rămas orfani. În sunetele marșului funebru, la monumentul de pe Aleea Gloriei, au depus coroane și flori conducătorii Republicii, oaspeții din localitățile Republicii Moldovenești Nistrene, orășenii. Victor Stolarenko și-a pierdut în măcelul din vara anului 1992 doi frați, pe Nicolae și Sergiu. El însuși a apărat orașul din prima zi și până când în Bender au intrat forțele de menținere a păcii din Federația Rusă. Am venit să pomenesc frații 21 de ani de mult trecut de data războiului. Roman, oameni vin să pomenesc prieteni, frații, părinți care ne au dat viață pentru noi să trăim în ziua de astăzi pe pământul Fiodorovici. Prezidentul țării, conducătorii Republicii Moldovenești Nistrene au depus flori la mormintele eroilor înhumați pe Aleea Gloriei. În 1992, la Bender, practic, n-a fost familie pe care n-ar fi atins-o războiul. Pe linia focului a fost și maternitatea. Sub șoieratul gloanțelor se nășteau noi cetățeni ai orașului de pe Nistru. Și a devenit deja o tradiție de a-i felicita pe nou-născuții de astăzi, veniți pe lume sub un cer senin de pace. La 19 iunie 1992, autoritățile Republicii Moldova au început cea mai crâncenă acțiune împotriva poporului nistrean. 21 de ani în urmă, colaboratorii maternității din orașul Bender, ca întotdeauna, își îndeplineau obligațiunile la serviciu și de la bun început nu au înțeles ce s-a întâmplat. A fost foarte strașnic, nimeni nu a fost gata de așa ceva. Mămicile au fost transportate în subsol, unde fără condiții necesare li s-a acordat ajutorul medical. Era conectată lumina doar în timpul nașterii. Actualmente, nou-născuții sunt legănați în aceleași pătucuri ca și 21 de ani în urmă. Astăzi, la maternitate din Bender, s-au născut doi băieței. A felicitat mămicile prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene, Eugeniu Șefciuc, care a venit cu primul ajutor material pentru micii nistreni. Vă felicit cu ocazia zilei nașterii. Sănătate, prosperare. Vă doresc să vedeți și nepoții, să aveți parte numai de bine. Bebelușii dorm liniștiți, ei încă nu cunosc lumea mare, însă după cum menționează părinții, principalul e să nu cunoască niciodată ce este războiul. Este o zi bucuroasă că am născut primul copilaș. Aș dori ca să nu fie războaie, fiindcă ele distrug viețile omenești. În pofida războiului, la 19 iunie 1992, au văzut lumina zilei 5 bebeluși. Se spune că e un semn bun. Într-adevăr, peste 40 de zile luptele în Bender au luat sfârșit. Însă nu trebuie de uitat că în acest timp au fost omorâți 489 de oameni, 5 din ei au fost copii nevinovați. Любовь Кожухарь, Александру Чебан, Primul Nistrean. Exact la 16:45 de minute, Benderul împreună cu întreaga Republică s-a cufundat într-un minut de tăcere. Anume la această oră, în 1992, au răsunat primele explozii. La fel ca și 21 de ani în urmă, la această oră, oamenii se grăbesc care și încotro, fiecare cu grijile sale. Atunci, în 92, i-a oprit din drum războiul. De aceea, astăzi a fost de datoria fiecăruia nistrean să se oprească și să-și plece fruntea în amintirea celor care ne-au dăruit pacea. Așa a fost această zi văzută de corespondenții noștri. Chiar și peste 21 de ani, numele celor căzuți nu sunt date uitării. Noi le mulțumim tuturor prin ale căror eforturi pe pământul nistrean a fost instaurată pacea, datorită cărora copiii cresc sub un cer senin. Noi vă dorim o seară bună în continuare. La revedere!